Haideți să vă mai fac o dată, bună ziua, domnilor și domnilor, haideți să vă mai fac o dată ritualul pentru, pentru, ca să scăpați de vrăj, da? Că mă întreabă foarte multă lume și pe internet și clienți cu care vorbesc și pe care am uh, clienți noi, vreau să spun, pentru că am o grămadă de clienți vechi și de asta mai, mai puțini iau clienți noi, dar o să iau pe toată lumea care vine și mă caută, dar nu e asta e vorba. Uh, luați o lumânare neagră, deci asta e ca să întoarceți vrăjile celui care vi le-a făcut sau să, să dispară vrăjile de la dumneavoastră, deci de, de, pe dumneavoastră. Vă trebuie un castron, orice fel de castron, eu îl folosesc pe ăsta doar ca să vă arăt dumneavoastră, nu-l fac pentru nimeni. Dar asta puteți să faceți dumneavoastră acasă și sigur, sigur va fi foarte bine, da? Sigur se duc vrăjile, dacă vedeți că nu se duc, Repetați acest ritual, de exemplu, în fiecare miercuri sau miercuria și, și sâmbăta, da? Puteți să faceți, să zicem, 3-4 săptămâni la rând în fiecare miercuri sau 7 săptămâni, tot timpul 3, 5, 7, 9 săptămâni, da? Dar eu zic că după o săptămână, deci dacă faceți o dată, o să vedeți rezultat. Luați o lumânare neagră, vedeți, și nu scrieți nimic pe ea. Puteți scrie pe ea dușmani, să zicem că nu știți cine v-a făcut vrăj și scrieți pe ea dușman, da? Dușman. Dușmani, da? De exemplu, dușmani sau dușman că dușman. Dacă știți cine v-a făcut, scrieți de la, de la sfârșit în sus. Nu, scrieți de aici, de, de normal, scrieți numele persoanei care știți că v-a făcut vrăj. Și aici la, la capătul ei, vedeți, o tăiați, uite așa, uite așa, o tăiați, inverse. Ca asta trebuie întoarsă, lumânarea. O să vă arăt, trebuie întoarsă. Aici e, uh, în încăperea asta este locul meu de muncă. <laughs> Unul dintre locurile de muncă. <laughs> așa. Vedeți, ca să, iese, uh, ca să iese ața aici, în spate, uite așa, uite așa, Uh, rumânarea asta nu cred că este de bună calitate, dar o să încerc să fac așa. Că știți de ce? Trebuie să vă explic. Luați un pahar și un castron. trebuie cu o tai degeaba. Mai bine așa, uite. Hai să vă arăt cum să scăpați dacă cineva v-a făcut ceva. Dacă nu știți cine, deci trebuie să scoateți ața asta. Știți? Dumneavoastră. Trebuie să scoateți ața de aici. Vă mai spun o dată. Celor care nu vă place, nu știu ce căutați aici să vă uitați. Sau o doamnă care se credea salvatoarea lumii sau nu știu ce vroia. Dar mai sunt și din ăștia. Deci uiți luați un, uh, așa, am scos ața. Să zicem că ăsta e paharul care îl folosiți dumneavoastră. Puneți apă în el. Vedeți? Puneți apă. Bineînțeles, castronul, paharul care îl folosiți pentru apă, le spălați cu apă și sare înainte ca să se ducă energiile, da? Puneți sare, sare groasă, dacă aveți sare groasă, da? Eu o să folosesc sarea asta, că nu mă mai duc după sare groasă, dar vă arăt eu acum, da? Pune sare multă. Deși apă mai puțină. Nu trebuie să fie plin. Stați așa să arunc un pic. Aici afară. Așa, bun. Pune sare. Și spuneți, să se ducă vrăjile care mi le-a făcut Dacă nu s-aude, îmi pare rău Sper să auziți ce zic Puneți sare așa Deci cam până pe aici așa Să fie sare, da? Și cam până la trei sferi să fie apă Luați castronul așa, vedeți? Castronul La meu e murdar un pic, dar nu contează Pentru că îl folosesc la lumânări normal Faceți așa, vedeți? și întoarceți, întoarceți așa înăuntru. Mai rămâne puțină, rămâne puțină apă în pahar și sare și dacă se varsă puțină apă nu este nicio problemă. Ritualul ăsta îl mai am odată făcut, dar nu știu dacă dumneavoastră... Acum vă gândiți la persoana care credeți că v-a făcut ceva. Da? Vă, vă, gândiți la acea persoană. Eu o să încerc să aprind. Și aprindeți normal lumânarea, cum ați cumpărat-o. Da? aprindeți normal lumânarea uitați așa nu, prima dată așa și spuneți toate vrăjile care le-am făcute să se întoarcă pe dușmanii sau pe persoana care mi le-a făcut care mi-a făcut acea vrajă sau acea um, farmec sau acel descântec sau ce credeți dumneavoastră că v-a făcut spuneți să se întoarcă și se mai mișcă. Așa, după aia o stingeți, o stingeți așa, suflați pe ea, o stingeți și spuneți, puneți invers lumânarea și spuneți cum întorc această lumânare, așa să se întoarcă toate vrăjile care le-am făcute. Da? Aprindeți la partea cealaltă, vedeți unde am tăiat-o, da? Și spuneți, cum întorc lumânarea, Asta, dacă puteți să mergeți cu ea într-o biserică, să o puneți la morți. Asta neagră. Dar nu știu dacă ați putea, știți? Și spuneți cum întorc lumânarea așa să se întoarcă vrăjile pe persoana care mi le-a făcut. Sau un dușman care împotriva mea, așa să-i meargă lui. Da? Cum e negru să-i meargă. Da? Dacă la vrăj faceți așa. Să să se întoarcă tot ce am făcut pe persoana Sau toate gândurile rele toate, Toată magia Tot ce mi-ar fi făcut cineva Să se întoarcă pe acea persoană Da? Dar spuneți cu tot sufletul Și după aceea Dacă mergeți la biserică și faceți asta Luați numai lumânarea și o, o întoarceți așa Și la mort La mort, știți? Asta trebuie tăiată Deci se taie asta pentru că vreau să o lipesc acolo, știți? Nu contează, știți? Contează doar să faceți asta. Eu normal aveam lumânări mari, dar acum folosesc una mică pentru că mă gândesc că dumneavoastră când comandați pe internet lumânările, vi le trimite normale, știți? Și atunci vă arăt cum să faceți. Nu contează că o tăia sau ceva, contează intenția dumneavoastră, da? Deci, Aprindem la partea cealaltă și spune cum se întorc vrăjile, cum întorc lumânarea așa să se întoarcă vrăjile, pardon. Da? Și ați întors lumânarea, deci ați văzut, am tăiat-o pentru că ea era țuguiată. Doar asta aveți de făcut, este foarte simplu, simplu, simplu. Da? Așa. Vedeți cum stă? trebuie să stea în vârful paharului cu sare. Sare aceasta, așa, vedeți? Și lăsați să se consume. După ce s-a consumat tot, luați și aruncați la gunoi sau îngropați în pământ. Dacă aveți curte, îngropați în curte. Dacă aveți o din asta pentru flori, îngropați în ceva pentru flori, da? Iar mi s-a Lăsați să se consume și asta este. Tot. Cam asta am vrut să vă arăt. Vă mulțumesc și sper să vă placă și să vă folosească. Și vă aștept la un alt video.